Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cel ce vină în urmă înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate lechipenise. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule zinitorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului omului Tău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zici limba de avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care ne l-ai născut, născătoare de Dumnezeu, nemântită a credincioșilor mărturii. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Și la ce prin alături înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate lechipenise. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiește, unule zinitorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului omului Tău. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zici limba de avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care ne l-ai născut, născătoare de Dumnezeu, nemântuită a credincioșilor. Doamne, lasă-ne preoți.
iarăși mai întors în pământul din care ne-am fost luat. La cer după asemenare mă ridică, cu frumusețea cea din tân, iarăși în monodire după. Odihnește-ne întru-i omul nostru cu dreptii pe
toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Cel ce ai răsărit, luminii Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin trânsa luminii ne-ai arătat, miluiește-ne de noi. Noi este Sfânt Precurtătoare Dumnezeule, care îți-a frântat credincioșilor tăi bunule și te-ai întărit pe noi pe piatra Domnului Sfânta. Asta Hristoase Dumnezeule, pe omul tău acesta mutat de la noi, odinește-ne ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, în frâna vieții mele, nu m-a părăsit pe mine. Ajutorul lui omenesc în mântrevința, ci singur la părășina miluiește. Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitul lui robului, că unde nu este
care l-ai ales, odihnește ca un iubitor de oameni. Vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, vai cât lăclimează acum și nu este cine să-l miluiască pe dânsul, către îngeri ridicându-și ochii în zadar se roagă, către oameni mâinile tinzându-și nu are cine să-i ajute. Pentru aceasta, iubiți mei frați, cunoscând curtina vieții noastre, adormitului să-i cerem odihnă de la Hristos și sufletelor noastre mare milă. Deșertăciuni sunt toate cele omenești, câte nu rămân după moarte. Nu merge cu noi bogăția, nu ne însoțește mărirea, căci primim moartea toate acestea pierd. Pentru aceasta, lui Hristos și lui fără de moarte să-i strigăm, pe acesta și s-a mutat de la noi odihnește. Unde este locașul tuturor celor ce se vesele? Toate prin foc.
la sufletul că s-a gătit în loc de odihnă, către tine, Doamne, voi striga. Înțelepciune! Bine, Cristo, la noi, către Tesalonice, ne-a spus, i-a fost fărbare, citire, să luăm aminte, care a fost alcătuit,
ia sufletul să se așeze în ceata dreților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să privească mila Ta cea nemăsurată și mila de oameni cea neasemănată. Și te-au văzut rogul tău acesta, fărind că sunt desfăcut Tatălui Său sau Mamei Sale sau sunt desfăcut Său. Sau pe rândă ieșind la supărat și de Domnul de Zăgat. De-a văzut în dreapturi sale, la fereu sau de la preot. Și din nepăsare sau de mine, n-au dovedit iertare, iartă-L pe acesta pe mine, pe vremi cu rogul tău slujitor, Dumnezeu Său. Și Duhul Lui de slavă în cei care a fost alătuit, iar sufletul Lui rânduiește în ceata preților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care i-a dat Sfinților pe ucenici și apostoli, această poruncă ca să dea iertare de păcate, zicând, oricât de veți lega și veți dezlega, vor fi legate și dezlegate. Și prin trânci și nouă, măcar că suntem nevrednici, din iubire de oameni ne dăruit această putere, iartă-L, Doamne, și desnată de Domnul Tău, fărică Dumnezeu să pierde, Dumnezeu să desfrece, de tot păcatul sufletesc și trupesc și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie, pentru rugăciunile preacurate, mari și sale, și pentru ale tuturor Sfinților Sfântului, Domnului să ne rugăm. Care a dat Sfinților Sfinților și Apostoli Dumnezeiește de porunci, ca să lege și să dezlege de la dâncii și noi am făcut putere să facem aceasta, să te ierte pe tine, Fiul de Dumnezeu, mică, de tot ce ai greșit ca un om în această viață cu voi sau fără de voi. Acum și pururea, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel de-al patra zi înviat din morți și cu ale tuturor Sfinților Săi, sufletul adormitului rogului Său fărnică, ce mutat de la noi și acum provolit, în corturile dreților să-L așeze. Amin. În sânul diafragmă Său binească. Amin. Cu dreții să numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască de noi ca acum și de oameni viitori. Aici, în Sfânta Biserică, pentru că așa te poruncește Dumnezeu, să fim solidari și să împărtășim și bucurie și tristețe de semenilor noștri. De aceea, noi preoții bisericii cu dumneavoastră, prieteni și prieteni, ne-am adunat în jurul familiei ca să înviem împreună încercarea aceasta a vieții pentru plecarea din mijlocul nostru a Bunului și Dragului Fărnică și, în același timp, pentru a aduce ultima rugăciune noi cei prezenți aici, pentru El cel drag al nostru, că de acum încolo nu mai poate să facă nimic pentru El, ci noi facem din tot ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit, rugăciunea Bunului. De aceea se face în fiecare omului din viață slujba Domnului, care este o rugăciune în care încercăm să cuprindem toată viața celui care pleacă și prin rugăciunea noastră a celor prezenți, Dumnezeu să ierte, să dezlege tot ceea ce cel care pleacă poate avea să-și ceară iertare de rugăciune, iar prin rugăciunea noastră cuprindem și sufletul său, și viața sa, și la Dumnezeu cere iertare pentru tot ceea ce a greșit, prin dragostea noastră, prin jertfenicia și ruga noastră, Dumnezeu îi va ierta și va desfăta. După cum am înțeles, Domnul Fărnică a fost un om așezat, un om cu bine, un om cu bună rânduială în viață, un om care și-a respectat și casa, și prietenii, și rudenii, și pe toți, a trăit frumos și armonios în viața lui. De aceea zic că în cartea vieții lui sunt scrise destule carte bune și Îngerul Dumnezeu le va deschide acum în fața dreptului judecător și va primi răsplată, odihnă veșnică, împreună cu toți Sfinții din cer. Pentru
tot ceea ce a reușit, sigur că dacă un om cu cine să viețuiască și să nu greșească, se întreba cineva, pentru tot ceea ce a reușit, însă am spus, noi ne rugăm ca Dumnezeu să fie pentru noi, să fie pentru tot, iar el e dat într-un cap, cu sine și cu lumea și cu Dumnezeu, să se ducă în divina cea veșnică a Duhului Dumnezeu, să se adauge la tot neamul său care mai înainte a adormit și cu aceștia, să fie în odihna cea veșnică și nemuritoare a Domnului Dumnezeu. Desigur, dumneavoastră, ca soție, încercați această durere, pentru că câția ani de viață se poate și atâta lucru frumos a adus în viața aceasta, v-ați înflorit în dragostea dumneavoastră cu copiii pe care Dumnezeu i-a dăruit, el s-a bucurat de tot ceea ce ați realizat, dumneavoastră fiindcă la fel sunteți îndurerată pentru că Tatăl ce bun, care v-a iubit, v-a crescut, va îngriji cu sepulie, care s-a îndurat de nemulțimea pe care i-a zărit-o, sigur că da, sunteți cu toți îndurerați și vădimați pentru această pierdere, însă Dumnezeu ne mântuie cu prezența sa caută și iubitoare în mijlocul nostru. Dumnezeu ne spune că dacă noi credem în Iisus, a înviat și a înviat, și noi cei ce învii, înviem împreună cu El și suntem în odihna cea veșnică și nemuritoare în împărăția cea cerească. Această credință nemurie, această credință care ne spune că dacă trăim sau dacă murim al Domnului suflet, și atunci această credință să rămânie sufletul și cu ea, să rămână rugăciunile noastre, dragilor, în cele 7 soroacele de la an, cele 3 de la zi, de 3 zile, 94 de zile, în cele 3 de la luni, 3 luni, 6 luni și 9 luni, și am 7-lea soroacele de la an, să putem rugăciune în biserică, Tania Sfintei Iubii, Marastat Sudoroșe, și în jurul apurașului comunitar, care o pune să masă, să fie o priadă și atribuie să facem rugăciune, cât nu se uită, se păstrează memoria și nu ne lege urma lui, în inima noastră, pentru că buzele noastre de rugăciunile pe care le înălțăm. Cu aceste bine la bine, dragilor, vă rog în ascultă la rugăminte, ne rugăm ca Dumnezeu să le ierte, să le zeze, Dumnezeu să-i așeze sufletul său, unde toți dreptii se odihnesc, iar pe noi ce prezența lui și Dumnezeu să ne rândie cu suma, cu credința sa, în înviere și în urmă. Acum venim de rând cu toții, soția, mama și ceilalți, și să dăm Doamna și pune fiecare după aceea mâna pe mâna lui și nu lasă pasul de aici, să zică, zică fiecare, Dumnezeu să-L ierte. Veniți, fraților, să dăm veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire.
noi să citim și vasele și mâncărurile care se dau de pomană pentru el. Domnului să ne rugăm, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care se plinești peste cei morți și peste cei vivi, care dai hrană celor flămânzi și îmbrăcăți. Care dai hrană celor flămânzi și îmbrăcăminte celor roi, binecuvintează
să Doamne, vasele și mâncărurile care se aduce în barca asta, pentru robul tău fărică, spre a fi de pomenire acum, la 3 zile și 9 zile. Dă-le, Doamne, sănătate celor ce vor primi aceste vase și vor gusta în aceste mâncăruri. Dă-le, Doamne, sănătate celor din familie care se ostenesc pentru această slujbă de mântare, iar lui, adormitul de Domnul Tofinică, dăruiește-i, Doamne, răspuns bun la ta înfricoșată judecată, ușurează-mi, Doamne, din păcate de cine a făcut în această viață, cu voi sau fără de voi, că tu singur e sfânt și fără de păcat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să primească și tot ceea ce e oferit în viață. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni poate lechi vernisești. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletul adormitului, robului tău, că spre tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zic și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, pasă-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, ia mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi întrebările tale. Ce-i la ce-i
să mai zidim și cu timpul tău ce dumnezeiesc mai cinstim. Iar pentru călcarea păruncii, iarăși mai întors în pământul din care ne-am fost luat. Greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și iertarea păcatelor lui de la Hristos, Împărat în cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cere.